Da, ne spuneți și nouă, ne spuneți pentru ce ați votat? Pentru o viață mai bună, pentru noi, pentru copiii noștri. Să dea Dumnezeu să fie bine. Și să vă fie mai bine, că tot asta așteptăm, mai bine. Sper să fie mai bine. Ne bucurăm. La revedere! Ce mai bine? Așa. Pentru noi. Așa. Pentru noi. Să ne spuneți pentru ce ați votat. Cum adică? Adică o schimbare, o, eu știu. Nu o schimbare. Nu vă întrebăm cu cine, ci... Nu, nicio schimbare. Cum au fost, a fost bine. Așa să fie. La revedere! Cu cine ați, pentru ce ați votat, nu vă întrebăm cu cine, ci pentru ce ați votat. Pentru binele României. Așa. Și să aibă copiii noștri un viitor bun. Noi suntem bătrâni, nu se știe. Mă filmați, când să mă uit la... După masă, sigur. Deci ați renunțat la baia de dimineață, baia termală, ați venit aici în ăsta și ați mers... Să ne alegem președintele. Așa. Vrem o țară bună, vrem... vrem să ne fie bine. Așa. Să trăim să ne spune o viață mai bună decât cum am avut. Și să fie copii cu serviciuri, cu școli, cu toate, în țara noastră. Să avem pâine cea de toate zilele. Mulțumim mult! Să fii sănătos! Haide! Pentru o țară mai bună și să nu mai vândă pe bucăți. Și o lase așa cum a fost. Mulțumim. Spuneți, pentru ce ați votat? Nu, pentru o Românie mai bună, pentru oameni și pentru tot ce este corect, pentru nouă să ne fie mai bine, pentru tineri, pentru tot pentru ce... Pentru o țară mai frumoasă, mai liberă. Indiferent cine e conducător. Indiferent cine e conducător a țării noastre, dar să meargă țara bine, pentru tineret, tineretul să fie ajutat să lucreze în țară la noi, să rămâi pentru poporul nostru. Când noi lăsăm în urmă numai răutate, da. Noi ne bucurăm de ce au construit scriitorii noștri, înaintașii noștri. Și ne aducem cu drag aminte de viteazul care e într-adevăr adevărat patriot. V-ați trezit de dimineață, ați renunțat la băile termale și v-ați trezit nu, la... eu nu am votat, dar merg imediat. Acum merg la o farmacie și merg imediat. De unde ați venit? De unde sunteți? De la Iași. Cum vă place... E zona foarte frumoasă, avem o țară foarte frumoasă și să avem grijă de ea. Mulțumim! Votat astăzi. Pentru schimbare în bine, că altă soluție nu mai este. Deci, să dea Dumnezeu să fie cine vine la conducere, să fie pentru... popor, nu pentru buzunarele lor, că până acum toți au fost pentru buzunarele lor. V-ați trezit de dimineață, ați reușit la tratament? Da. Nu, că tratament astăzi nu este, că e duminică. Așa. Și din suflet ați mers și ați spus buletinul. Bineînțeles. Și am sunat și rudele să ducă să nu câștige cine nu trebuie să câștige. Le transmiteți ceva apropiaților? Ce să le... Să meargă la vot, că dacă nu merge, nu câștigăm nimic. Spuneți-ne, pentru ce ați votat astăzi? Pentru președinte. Pentru o viață mai bună, un trai mai bun. Mulțumim mult!
Aici să votăm. Să votăm pentru schimbare. Mulțumim nouă pentru ce ați votat. Pentru o viață mai bună. Așa. Pentru bucurie și să fie bine în țara asta, nu fie tot ce-o fost până acum. Să fie mai bine. Ați renunțat la tratamentul de dimineață? De unde ați venit? Nu, de acasă, aici, deci, aici la doi pași. Da, da. Ce ați votat? Bună ziua, am votat pentru o continuitate în președinție și pentru o schimbare în bine în România.